o treime din populația orașului Năsăud este formată din persoane în vârstă. De acum, acestea au un centru numai al lor unde se pot întâlni, discută, fac diverse cursuri sau iau lecții de dans. Foarte activă, vin aproape zilnic, este a doua mea casă, acest centru, pentru că vreau să îmi continui bătrânețea într-un mod activ și frumos. Ne simțim super de bine, cu drag venim, n-am lipsit nicio zi. Centrul are în dotare o mașină cu care zilnic o asistentă medicală și o îngrijitoare se deplasează la bătrânii imobilizați în casă. Tanti Floarea este una dintre beneficiare, are 77 de ani și multe probleme de sănătate. Nesărat știți să mâncați? E bine, e foarte bine, Dumnezeu să le dea sănătate, că mi-e ca fata mea. Eu sunt asistentă medicală, monitorizez funcțiile vitale, cam de 2-3 ori pe săptămână mă duc la cei 3-4 beneficiari care vizitez zilnic. Foarte mulți dintre ei au locuiesc singuri, așteaptă un suport emoțional, să-i încurajezi că cineva îi caută și nu intră în depresie, nu sunt abandonați. Autoritățile locale au obținut fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale. Nu a fost ușor. Presupune un înalt grad de pregătire. Procedurile, să le spunem așa, birocratice sunt destul de complexe. Îți trebuie o anumită pregătire, îți trebuie o anumită expertiză. La Năsăud avem foarte multe investiții pe fonduri europene, cred că am depășit deja 20 milioane de euro. Acum ne pregătim deja cu documentații pentru a atrage alte peste chiar 40-50 milioane de euro. Valoarea totală a proiectului pentru centrul de zi este de aproape 3 milioane de lei.